Hei! Astăzi, după cum vedeți din titlul acestui video, o să avem de discutat niște cărți. Le-am toate aici cu mine. Bine v-am regăsit! Mi pare rău în primul rând pentru că am ratat un video săptămâna trecută, dar ca să mă revanșez, săptămâna aceasta avem un video lung și profund, așa mai deep, pentru că vorbim despre cărți care mie mi-au schimbat viața în anul trecut. Nu-i neapărat 2023, ci mai degrabă de martie anul trecut până martie anul acesta, să zicem. Nu știu exact când am început să citesc aceste cărți, exact luna, dar nu au fost niște cărți pe care le-am ales, ci pur și simplu Dumnezeu mi le-a tot dat, mi-a tot venit în cale cu anumite titluri pe care vreau să le împărtășesc și cu voi astăzi, pentru că mie chiar mi-au schimbat gândirea, mi-au schimbat, m-au șlefuit, mai bine spus, m-au schimbat în acest fel, m-au șlefuit și m-au făcut să-mi pun anumite întrebări, să cresc în credință foarte mult datorită întrebărilor și răspunsurilor pe care le-am căutat, dar și timpul în cuvânt pe care l-am avut, care a fost aproape zilnic, cred că, în anul ce a trecut, dar acestea au fost pe lângă citirea zilnică a Bibliei și vă spun că chiar sunt niște cărți care te fac să gândești, să îți pui anumite întrebări și până la urmă te schimbă. Așa că vreau să trec prin fiecare dintre aceste 6 cărți cu voi și să împărtășesc așa un mic rezumat, ceea ce m-a impactat pe mine cel mai tare despre subiectele abordate de autori în aceste cărți și să vă și citesc câteva pasaje din fiecare carte ca să vă faceți așa o imagine despre stil, spre ceea ce vrea să transmită autorul și mi se pare că cea mai bună recenzie este chiar vocea autorului, ca să vedeți un preview, ca să zic așa, ca și la filme când vedeți un trailer. Exact așa vreau să fac și eu și să vă citesc câte un pasaj din fiecare carte, asta după ce vă spun cu ce m-a impactat și ce m-a schimbat pe mine. O să le luăm în ordine, avem aici 6 cărți și o să le iau în ordine de la, cum să zic, gradul de sfințenie, de sfințire, de la basic la pro, așa ceva. Pentru că atât de frumos mi le-a adus Dumnezeu în cale pe fiecare dintre ele, încât nu au fost, nu știu, acum de exemplu, stați cu partea asta altă, acum de exemplu citesc Exodul de la Cristian Bărbosu și dacă era asta prima carte pe care o citeam, cred că aveam foarte multe întrebări și nu înțelegeam așa de bine, dar Dumnezeu mi-a adus aceste cărți într-o ordine, astfel încât să înțeleg și să aprofundez și să fie așa ca un traseu, pas cu pas, pas cu pas, nu sar de aici la punctul final, ci mă duc așa frumos pe cărarea mea. Așa că vreau să împărtășesc lucrurile acestea cu voi, pentru că dacă pe mine m-au ajutat atât de mult, sunt convinsă că pe oricine o să ajute și chiar v-aș provoca să citiți aceste cărți în ordinea asta care o să menționez în acest video, chiar ca o provocare. Dacă nu credeți sau dacă nu vă doriți neapărat creștere spirituală, vă provoc să luați așa carte cu carte, să le citiți, pentru că nu aveți nimic de pierdut până la urmă și dacă nu luați nimic din aceste cărți și sunt sigură că veți pleca cu mult, mult bagaj în spate, dar chiar dacă nu luați nimic, ați trecut printr-o experiență și nu sunt cărți foarte lungi, deci le puteți citi rapid. Eu v-am spus, le-am citit pe lângă Biblie, zilnic, studiu biblic și, na, 2 copilași micuți, vă dați seama că nu am avut atât de mult timp să dedic lecturii, dar dacă n-aș fi în sezonul acesta, acum sunt sigură că în 2 luni aș fi terminat lejer toate cărțile acestea, așa că nu este o provocare așa de mare, dar este o provocare spirituală și este o provocare intelectuală. Așa că hai să facem și astfel de challenge-uri în mediul online, nu? Hai să trecem la prima carte, o am în mână de ceva timp, este tot de la Cristi Bărbosu, se numește Obstacole în calea credinței, iar aceasta este o bază, este fundația de la casă, dacă vreți să avem așa o imagine, pentru că în acest volum Cristian Bărbosu răspunde la foarte multe întrebări și
se duce foarte mult pe tradiții, pe obiceiuri. De ce facem așa? De ce se întâmplă lucrul acesta? Mai ales în România, care este o țară cu foarte multă tradiție și foarte multe obiceiuri în sfera spirituală. Așa că el ia pe rând toate aceste lucruri și sapă, știți? Hai să cătăm mai adânc. Dar de ce? Dar de ce? Ca un copil care întreabă, dar de ce se face așa? Hai să vedem. De ce se face așa? Și ca să rezum cartea asta la o frază, aș spune că este cartea care pune sub semnul întrebării toate tradițiile și toate obiceiurile și este cartea care elimină într-un mod foarte frumos din vocabularul nostru expresia facem că așa, așa se face la noi sau facem pentru că așa se cuvine. Nu, întrebarea este de ce, de ce, de ce. Hai să analizăm, hai să nu ne rezumăm la un nivel de suprafață și hai să căutăm în adâncuri, să vedem dacă... Dacă este bine ceea ce facem, dacă nu este bine, dacă să avem un nivel mai adânc al cunoștințelor noastre și asta cred că este bine în orice domeniu și să nu, dacă nu știm de ce facem un lucru, să nu îl facem sau să-l punem sub semn întrebării măcar. Vă zic sincer că m-a ajutat foarte mult această carte pentru că pur și simplu nu aveam răspunsuri la unele întrebări și Cristian Bărbosu face o treabă extraordinară în a simplifica lucrurile astfel încât toată lumea să le poată înțelege. Adică nu vorbește într-un limbaj foarte academic, deși subiectele pe care le adresează sunt înalt academice. Adică știe să simplifice și... ceva cu ce am rămas în urmă după ce am citit această carte a fost fraza aia în cap. Dacă nu știi să explici unui copil de 3 sau 5 ani un lucru, înseamnă că nu l-ai înțeles destul de bine. Și el asta face, le simplifică așa de frumos lucrurile încât îs la, nu știu, îs la mintea cocoșului, să zic așa. Chiar înțelegi ce spune. Și îmi place foarte mult pentru că, deși este o lectură profundă în care trebuie să stai și să te gândești și să meditezi la unele lucruri, le simplifică atât de frumos încât este totuși ușor să citești. Pentru că sunt unele cărți care citești o pagină și te gândești la ea o săptămână, că trebuie să o rumești, trebuie să vezi cum să... cum să afli mai mult despre subiect, cum să te informezi. Ei bine, aici nu. Aici este foarte profund nivelul de, pentru cunoașterea noastră, dar este simplificat astfel încât să îl înțelegem cu toții. Acum urmează să vă citesc câteva pasaje care mi-au vorbit mie și vreau să vă împărtășesc și vouă acest lucru. Să știți că din cartea asta, uitați, am aici mai multe postituri din aceste amicuțe, semne de carte, pentru că din asta chiar am să împărtășesc foarte multe cu voi, cel mai mult. Din restul promit că nu o să mă lungesc și nu o să împărtășesc atâtea, dar cartea asta chiar o las să vorbească de la sine, cel mai bine. Deci, obstacolul în calea credinței este titlul și suntem la capitolul așteptări greșite. Deci, un obstacol în calea credinței sunt așteptările greșite. Omul, prin natura lui, are inserat în el anumite prejudecăți, care, nu de puține ori, creează așteptări greșite în viață, chiar și în relația omului cu Dumnezeu. Există acest pericol. Cumva avem impresia că Dumnezeu ar trebui să fie așa cum îl gândim noi și nu de puține ori ajungem să-L judecăm bazați pe ideile noastre preconcepute. Așteptările greșite în viață aduc cu ele deznădejde și dezamăgiri și nu puțini sunt chiar atinși în credința lor din cauza acestui obstacol pe calea credinței. Aici continuă să exemplifice cum Dumnezeu a ales Ieslea pentru Domnul Iisus să se nască, când toată lumea era așteptat ca Iisus să vină ca un rege, să fie dintr-o familie regală, să se nască în lux cu 15 moașe și tot ce era mai bun pe vremea aceea, Dumnezeu a ales ca Iisus să se nască într-o iesle săracă în fân între animale. Și de foarte multe ori noi ne gândim cum ar trebui să facă Dumnezeu lucrurile și asta chiar ne limitează foarte tare credința. Adică, de exemplu, Dumnezeu nu a promis niciodată că nu vom suferi în această viață. Nu. El ne-a promis că va fi cu noi în Valea Umbrei Morții, nu că nu vom suferi. Iar suferințele noastre, El le folosește pentru șlefuirea noastră, ceea ce este contrar gândirii omenești. Adică noi ne rugăm mereu numai pentru bine, noi vrem totul să fie bine, să
fie o lume perfectă, dar nu este așa. Să mai citesc un pasaj. Un alt obstacol în calea credinței este politețea. De ce facem anumite lucruri? Fiindcă așa se cade, așa se cuvine, așa se face. Deși nu cred în nimic spiritual sau supranatural, totuși din politețe, oamenii fac aceste afirmații. Ei spun Hristos a înviat, deși prea puțin cred că El a existat, dar uite că a înviat. Sau Dumnezeu să-L ierte, deși habar n-au cum iartă Dumnezeu, pe cine iartă Dumnezeu, sau și mai rău, nici nu cred în Dumnezeu și iertarea Lui. Și atunci revin la vorbele lui Iisus. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Este atât de ușor să scoți o vorbă, cuvintele simple. Ele ies cu atâta ușurință, atâta doar că uităm că ele plătesc. Vă spun că în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit, spunea Iisus în Matei 21. Da, încă un gând cu care să plecăm, poate după acest video, că tu vei da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor pe care l-ai rostit vreodată. Fie că, nu știu, ai spus-o la nervi cuiva, din frustrare, din supărare, pentru că ai vrut să-ți lași emoțiile, să le dai afară, dar aici spune orice cuvânt nefolositor, Dumnezeu știe și îl ține socoteală. Deci, foarte greu să ne stăpânim limba. Uitați încă o altă idee foarte frumoasă în această carte. Și dacă acum faci parte dintr-o grupare sau biserică, indiferent că e ortodoxă, catolică, baptistă sau penticostală, care ține mai mult la religie decât la relația cu Iisus, care ridică tradiția mai presus decât Scriptura sau forma mai presus decât inima credinței, schimbă. Schimbă-ți religia și îmbrățișează relația. Asta vrea Dumnezeu. Asta vrea Iisus. Când îl ai pe El și Scriptura, nimic altceva nu-ți mai trebuie. Caută-ți însă o biserică care să creadă, să predice și să practice lucrul acesta. Nu uita, Scriptura e obligatorie, iar religia opțională. Nimeni n-are nimic împotriva ta dacă ai anumite obiceiuri, datini sau tradiții la care ții. Dacă le ții pentru tine și nu le impui altora, nu e nicio problemă. Biblia îmi spune, încredințarea care o ai, ține-o pentru tine. Dar nu cumva să ajungi să ții mai mult la tradiția ta decât la Scriptură. Fiindcă, nu uita, așa au început să deraieze fariseii. Ei împlinesc vorba care spune, drumul spre iad e pavat cu intenții bune. Ei au avut intenții bune, dar au lăsat ca tradițiile, opiniile lor personale, datinile religioase să ia locul Scripturii și să devină obligatorii. Da, încă o chestie foarte, foarte faină care ne dă de gândit, efectiv. Uitați la ideea aceasta. Omul, odată ajuns în locul destinat lui după moarte, nu își mai poate schimba destinul. Aici se referă la versetul Luca 16, 23-31. Și este versetul acesta, între 24 și 26, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei care ar vrea să treacă de aici la voi sau de la noi acolo să nu poată. Deci odată ajuns în locul care ți este destinat după moarte, nu mai poți schimba nimic. Chiar de asta ne spune și ne învață Biblia. Nu contează despre rugăciuni și alte tradiții și obiceiuri, odată ce omul a murit, a ajuns în locul pe veci. De aceea, Biblia ne îndeamnă ca de pe pământ, noi trebuie să ne schimbăm viața, să-L urmăm pe Iisus. Pentru că asta e șansa noastră, viața pe pământ. De după cum a spus Cristian Bărbosu, spune despre lucrurile acestea foarte frumos. Dacă nu îl știți, este pastorul de la Biserica Harvest din Arad, care ne este mentoră la Harvest Timișoara, dar este foarte, foarte fain și îmi plac foarte mult predicile lui, puteți să le ascultați și pe canalul Bisericii de YouTube, dar cartea aceasta vă recomand cu drag pentru că chiar este baza, este fundația și răspunde la foarte multe întrebări. Și pentru că vorbim de întrebări, vreau să trec la următoarea carte. Este în continuare o carte care răspunde întrebărilor și este o carte de bază. Opa! Este aceasta de la Natasha Crane, Cum să vorbești cu copiii tăi despre Dumnezeu.
este pentru părinți să vorbească cu copiilor, dar, sincer, este vorba de mai mult copii adolescenți, copii destul de măricei, în opinia mea. Și nu știu dacă asta a fost intenția autoarei, dar mie mi-a răspuns mai multor întrebări și nu a fost atât de mult despre cum să vorbesc cu copiii mei, ci mai mult să-mi răspund întrebărilor pe care încă le aveam. Și este foarte științifică această carte, spune dintr-un spațiu credincios și științific. Și de multe ori acestea se îmbină foarte frumos și autoarea este foarte bună la a explica, nu este nimic așa la nivel personal, ci este un pic mai academic stilul de scriere, dar mie mi-a plăcut pentru că răspunde clar, succint și nu lasă loc de întrebare la anumite întrebări, nu lasă loc de mai multe neclarități, pardon, la anumite întrebări. Și cartea este structurată efectiv pe aceste întrebări care mulți dintre noi le avem și nu știu dacă voi v-ați pus aceste întrebări vreodată sau dacă ați trecut cu vederea peste ele sau dacă chiar ați căutat răspuns acestor întrebări, dar eu zic că după ce o să vă citesc așa o să vă stârnesc puțin curiozitatea ca să căutați mai adânc, să săpați, cum vă spun, să nu lăsați nimic de-a gata în viață, totul să căutați, să vă informați. Mie îmi vine natural lucrul acesta pentru că ca profesie sunt jurnalist și atunci îmi place să caut, să pun sub semn întrebării orice, dar dacă nu vă vine natural, vă încurajez să depuneți un efort în aspectul acesta și vreau să vă citesc niște întrebări care sunt adresate în această carte. Câteva exemple. Fiecare întrebare este un capitol. Se contrazic știința și religia sau se completează reciproc? Este Dumnezeu doar o explicație pentru ceea ce știința nu știe încă? Ce putem învăța despre Dumnezeu din Biblie? Ce înseamnă Dumnezeu este dragoste? Ce înseamnă Dumnezeu este drept? De ce pare Dumnezeu atât de aspru în anumite părți din Vechiul Testament? Cum poate Dumnezeu să fie trei persoane în una singură? Toate religiile se închină aceluiași Dumnezeu? De ce se îndoiesc uneori creștinii de credința lor? Cum putem avea o relație cu un Dumnezeu pe care nu îl vedem sau nu îl auzim? Care este sensul vieții? Avem cu adevărat voință liberă? Ce ar trebui să facem cu viața noastră? Cum am putea înțelege problema răului? Care este responsabilitatea noastră față de alți oameni? De ce este importantă speranța biblică? Deci, sunt foarte multe capitole de genul. Sunt 30. Eu v-am citit câteva. Și îmi place foarte mult felul în care este structurată această carte, este foarte ușor de citit și sunt lucruri la care poți să revii mereu și foarte ușor de găsit. Așa că vă recomand această carte. Dacă aveți întrebări la care nu știți răspuns sau întrebări pe care nu vi le-ați pus niciodată, vă îndemn să începeți. Așa că asta ar fi a doua parte a casei noastre, nu știu, USB-ul, cărămida, ce vreți să folosiți voi, după fundația lui Bărbosu vine Natasha Crane cu răspunsuri la întrebări și lucruri pe care să le aprofundăm bine. Și asta vreau să vă spun și n-am mai ținut minte ideea aceasta, vreau să vă spun că orice carte și orice informație pe care de care dați, fie că o citiți, fie că o auziți, fie că vă spune cineva sau, mă rog, mai multe feluri de a primi o informație, vreau să vă spun că trebuie să fie trecută mereu prin filtrul scripturii. Adică să nu luați de-a gata ce se spune în cartea aceasta sau în cartea cealaltă sau în orice carte pe care vă o prezint sau vă spun eu, nici măcar cine vă învață, pastorul sau preotul sau oricine vă învață, niciodată să nu luați de-a gata. Mereu să treceți prin filtrul scripturii, pentru că cultura și moda și toate tradițiile și obiceiurile se schimbă. Este un val cultural, așa se numește. Dar scriptura rămâne aceeași. Acum 100 de ani, astăzi și peste 100 de ani, scriptura nu se schimbă. Dumnezeu nostru este statornic și neschimbător. Așa că asta este o siguranță foarte mare. Niciodată nu o să dai greș prin acest filtru.
este biblic sau nu este biblic. Așa că tot ceea ce auziți, fie că este de la videoul meu, de la autorii acestor cărți, mereu treceți prin filtrul Scripturii. Bun, cu gândul acesta continuăm. Următoarea carte, numărul 3. Este aceasta, de la Anne Bărbosu, este soția lui Cristian Bărbosu. Ea vine cu o cărticică mică, dar care face ravagii, vă spun de acum, și anume Fața ascunsă a perfecționismului. Pe cât de mică este cărticica asta, pe atâta este de puternică și atât te face să îți dai seama de anumite lucruri pe care le faci în viață, fără să fie conștiente multe dintre ele. Cu perfecționismul vă spun că toți ne luptăm, la un nivel mai mare sau mai micuț. Acum depinde și de presiunea care a fost pusă pe voi în copilărie sau de modul în care ați crescut, dar să știți că foarte multe din presiune o punem chiar noi în viața de adult, când ne dorim să fim așa cum vedem la alții, prin comparație sau când aspirăm să facem mai mult decât, nu știu, decât ne stă nouă în puteri și din dorința asta trecem peste anumite lucruri. Și știți voi că toți în CV-uri punem acolo la defecte perfecționismul, dar nu, chiar e ceva rău, că noi de multe ori vedem ca ceva bine. Și Anne Bărbosu, uitați și așa imaginea asta, nu știu dacă se vede bine, în afară totul este frumos, ești pus la punct și înăuntru e spăianjen și e ruinat totul. Deci perfecționismul din punctul de vedere biblic, vreau să vă citesc aici, o las pe ea să vorbească. Pe scurt, perfecționiștii nu țin seamă de învățătura biblică despre caracterul progresiv și de nevoia de timp în procesul sfințirii. Le este foarte greu să delege, sunt autonomi, independenți, ba chiar autosuficienți. Le place să lucreze singuri și foarte greu deleagă sau cer ajutor, fie pentru că nimeni nu face așa de bine ca ei, fie pentru că este un semn de slăbiciune. A cere ajutor implică a fi vulnerabil și imperfect. Nu lucrează bine în echipă, deși sunt muncitori, competenți și minuțioși, nu sunt buni membri ai echipei, deoarece nu își pot ajusta standardele și idealurile pentru a se potrivi altora sau limitelor de timp. Ei tind să încetinească productivitatea și să saboteze creativitatea altor oameni. Tot aici, o altă caracteristică a perfecționiștilor este controlul. Ei controlează mediul, situații, oamenii, etc. pentru a-și acoperi propriile nesiguranțe și temeri, dar și pentru că nu suportă să greșească, să se simtă inferior sau să fie criticați. Aceasta este modalitatea lor de a gestiona haosul și frica de a ocoli eșecul. Practic, este o încercare de a evita disconfortul emoțional. Uneori sunt autoritari, îi supraveghează și dirigează pe alții până în cele mai mici detalii, corectându-i prin diferite modalități: furie, frică, țipete, dominare, manipulare. Sunt determinați să facă orice pentru a rămâne pe calea lor și folosesc lingușirea, mita, șantajul emoțional și orice altă metodă de constrângere pentru a obține ceea ce vor. De multe ori, controlează apelând la cunoștințele pe care le au în expertiza lor, care este greu de contestat. Controlul are la bază frica și este o modalitate de a crea o siguranță falsă, prin a face ca lucrurile să fie previzibile. Practic, prin control, ei planifică și se pregătesc pentru orice tragedie posibilă spre a nu fi luați prin surprindere. Să știți că eu m-am regăsit puțin în acest pasaj. Înainte chiar eram foarte control freak, să zic așa, și îmi plăcea să dețin foarte mult controlul și să nu las lucrurile să se întâmple de la sine și asta chiar mi-a afectat mult relațiile cu cei din jur și am învățat foarte mult prin diminuarea perfecționismului, pentru că este o carte practică. Să vă mai citesc un pasaj și gata, dar vreau să o las pe ea să vă transmită, pentru că vă spun că sunt lucruri la care nu m-am gândit până nu am trecut prin această carte. Mânia este o emoție adesea prezentă în viața perfecționiștilor. Când lucrurile nu merg cum trebuie, adică cum cred ei că trebuie să meargă, după tiparul și șablonul lor devin extrem de frustrați și de nesiguri și se mânie. Când își dau seama că sunt ființe umane supuse greșelii, se supără foarte mult pe ei înșiși. Când nu se mai simt în control, pot avea ieșiri de furie.
se enervează pe ei, dar și pe ceilalți, mai ales când aceștia sunt în calea lor sau fac lucrurile într-un mod diferit de al lor. Uneori se manifestă ca niște bullies. Emoțiile lor pot fi extrem de puternice, lăsându-i pe cei din jur perplexi. Deci, da, cu siguranță, fie ne regăsim, fie am întâlnit oameni de acest gen, fie sunt în familia noastră, fie în cercul nostru de prieteni, așa că vă recomand cu drag această carte și este o carte care te face să realizezi foarte multe lucruri care se ascund sub nivelul ăsta de suprafață pe care noi considerăm că eu sunt bine, n-am probleme, sunt foarte ok, dar sunt lucruri care ies la iveală când situațiile sunt când situațiile sunt provocatoare și atunci când ies la iveală, să știți că Dumnezeu chiar și lucrurile acestea le lasă pentru că noi să le vedem, noi să le descoperim atunci când ele ies la iveală și să știm la ce să lucrăm. Pentru că dacă n-ar fi instanțe în care să ne provoace emoțional și să lăsăm cei în adâncuri în afară, atunci noi nu am ști ce se află acolo și n-am putea să lucrăm. Așa că să vedeți orice oportunitate ca un dar de la Dumnezeu pentru șlefuirea voastră, sfințenia voastră, pentru că scopul e să fim tot mai mult în asemănare cu El. Așa că, cartea numărul 3, trecem la numărul 4. Scuzați dacă se vede, urât ca la spital, am aprins becurile mari pentru că văd că se înnorează afară și vreau să mă vedeți până la sfârșitul acestui video. Dragii mei, dacă am trecut prin aceste 3 cărți și am pus fundația, cărămizile, geamurile și ușa la casă, asta e acoperișul, asta este cartea care, după ce crezi că tu ești bine și că ești un om bun, vine cartea asta, dragii mei, și vă lovește așa cum nu vă lovi nicio altă carte. Da, așa mă lovi și pe mine cartea asta, vă zic sincer. Aceasta este o carte care am primit-o cadou de la studiu cu femeile. Am început să facem noi un studiu și când m-am uitat așa, n-am niciun chef să mai citesc, să uitați câte cărți am să citesc. N-am eu timp de asta, băi, și când am început să o citesc. Vă spun sincer că n-am mai putut să o las din mână, am terminat-o toată, uitați cum arată, e numai notițe, numai puncte, numai împăturită, e subliniată și așa mai departe, pentru că mi s-a părut incredibil că eu am trăit 28 de ani și să nu-mi dau seama de lucrurile astea, care sunt evidente odată ce încep să le înțelegi. Păcate respectabile, se numește cartea Confruntarea păcatelor pe care le tolerăm, de la Jerry Bridges. Păcate respectabile. Da, deci când crezi că ești bun, că tu ești un om bun, că tu nu omori, că tu nu juri, că nu te îmbeți, că nu faci rău nimănui și că Dumnezeu sigur te iubește, vine cartea asta și te face să te simți atât de păcătos și vezi așa o părticică mică din viziunea lui Dumnezeu, când vezi, mamă, cât de departe ești de El totuși. Așa că hai să vă citesc puțin și de aici. Știți ce vreau să vă citesc? Vreau să vă citesc lista cu păcate respectabile. Pentru că în ochii lui Dumnezeu, cu toții, suntem păcătoși. Pentru că El este foarte sfânt și foarte drept. Așa că unele lucruri le vede păcate așa cum este adulterul sau așa cum este crima. Că și noi nu le vedem așa. Și cartea asta ne face să vedem lucrurile micuțe, lucrurile pe care le tolerăm, lucrurile care de multe ori zicem, așa e, o nu-i păcat, ăsta e caracterul meu de a fi. Dar nu, ăsta este păcatul care locuiește în noi, pentru că noi am fost creați în păcat, asta ne spune și Biblia. Și suntem într-un proces continuu de sfințire. Așa că haideți să vă citesc niște păcate respectabile, pe care noi, majoritatea dintre noi, nu le considerăm poate până acum păcate. Lipsa de evlavie, sau evlavie, nu știu niciodată cum se pronunță cuvântul ăsta, mă scuzați. Îngrijorarea și frustrarea, nemulțumirea, nerecunoștința, mândria, egoismul, lipsa stăpânirii de sine, nerăbdarea și iratibilitatea, mânia, buruienile mâniei, atitudinea critică, invidia, gelozia, păcatele limbii, atitudinea lumească. Câteva din păcatele respectabile. Pe mine m-a lovit foarte tare asta cu frustrarea, așa că vreau să vă citesc
Nu mi-am dat seama că îngrijorarea și frustrarea sunt așa de... sunt păcate, efectiv. Opusul încrederii în Dumnezeu este fie îngrijorarea, fie frustrarea, iar Iisus a avut multe de spus în privința îngrijorării. Strâns înrudit cu îngrijorarea sau grija este păcatul frustrării. În timp ce îngrijorarea presupune frică, frustrarea implică de regulă supărarea sau chiar mânia față de orice sau oricine ne împiedică planurile. Uitați aici un exemplu frumos. Poate că am un document important de tipărit de pe computer, dar imprimata nu scoate altceva decât un șir de caractere neinteligibile. În loc să cred că Dumnezeu este stăpân în mod suveran pe acțiunile computerului meu și că El are un motiv întemeiat să-l lase să-și facă de cap, devin frustrat. De fapt, acest tip de reacție își are rădăcinile în lipsa mea de evlavie la momentul respectiv. Căci în acel moment trăiesc ca și când Dumnezeu nu ar fi implicat în viața mea sau în circumstanțele mele. Nu reușesc să recunosc mâna invizibilă a lui Dumnezeu în spatele lucrului care îmi declanșează frustrarea, oricare ar fi aceasta. În agitația momentului am tendința să nu mă gândesc deloc la Dumnezeu. În loc de aceasta, mă concentrez în întregime asupra cauzei imediate a frustrării mele. Pasajul din Scriptură, care mi-a fost de mare ajutor în tratarea frustrării, este Psalmul 139:16, care sună astfel. În cartea ta erau scrise toate zilele care mi-au fost hotărâte mai înainte să existe vreuna dintre ele. Zilele rânduite pentru mine nu se referă numai la lungimea vieții mele, ci și la toate evenimentele și circumstanțele fiecărei zile din viața mea. Acesta este un gând extraordinar de încurajator și mânghietor. Poți să-L rogi pe Dumnezeu efectiv, dă-mi înțelepciune pentru a ști cum să rezolvi această situație care tinde să-mi producă frustrare. Și fiți atenți aici, Dumnezeu întrebuințează evenimente care ne ispitesc să fim frustrați, de exemplu, pentru a ne atrage atenția sau chiar să ne împingă mai departe într-un domeniu în care trebuie să creștem. Vi-l puteți imagina pe Iisus fiind vreodată îngrijorat sau frustrat? Și orice alt lucru din viața noastră în care nu suntem ca El este păcat. Dar nu ar trebui să le acceptăm niciodată sau pur și simplu ca partea temperamentului nostru, mai mult decât am accepta adulterul ca partea temperamentului nostru. Rețineți că, deși îngrijorarea și frustrarea s-ar putea să nu fie la fel de grave ca adulterul, ele sunt păcate. Și toate păcatele sunt grave în ochii unui Dumnezeu sfânt. Și spunea mai devreme că noi ne purtăm deseori ca și când Dumnezeu nu-i pasă de noi. Dar asta ne învață religia. Că noi avem aici treaba noastră pe pământ, Dumnezeu e sus în ceruri cu îngerii lui și n-are nicio legătură una cu cealaltă, dar nu e așa. Dumnezeu nu jurește religie, ci relație, relație personală, pentru că El îți a știut toate zile înainte să te fi pus în punte cu mamei tale. El este interesat de tine, El te iubește, El te-a creiat, El este cu tine și pentru tine. El este, e cu tine, efectiv, e cu tine aici și... Dacă aveai nevoie să auzi asta din acest video, îți mai zic o dată că El este cu tine, El te iubește și tu tot ce trebuie să faci este să îi dai o șansă și să-L asculți, pentru că Dumnezeu nu țipă, El îți șoptește. Cred că v-ați dat cu părerea deja despre cartea aceasta. Cartea asta, vă zic sincer că o să, de când am primit-o pe noptiera mea și tot timpul mă mai duceam la un pasaj, mai citeam un paragraf, reciteam, pentru că nu am avut ideea asta până anul trecut, când am început să citesc această carte. Și avem impresia că într-o lume atât de pervertită și căzută, efectiv, în păcat, când vedem la știri atât de multe lucruri urâte și la care nici nu ne vine să ne gândim de două ori, avem impresia că ducem o viață bună, că suntem perfecți, că suntem wow, suntem sfinți într-un fel. Și cartea asta ne arată că nu suntem, dar nu doar atât, nu doar că ne face să ne simțim vinovați, ci ne vine cu soluția, ne dă versete încurajatoare, ne face să ne șlefuim efectiv, așa că sunt sigură, 100%, că cartea asta îți va schimba părerea și îți va schimba astfel viața pe care o trăiești de acum înainte. Bun, suntem la cartea numărul 1, 2, 3, asta e 4, la a 5-a. Acum, pentru că am crescut, pot să spun eu, spiritual după aceste patru cărți și sper că
am scăpat de anumite lucruri care ne îngreunau inima până acum și că am început să lucrăm mai mult la noi, suntem gata să învățăm și cum să discutăm cu copiii noștri despre toate aceste lucruri, pentru că și ei se confruntă într-o măsură mai mică cu exact aceleași păcate cu care ne confruntăm și noi, doar că la un alt nivel și într-o altă măsură. Dar aceasta este cartea mea preferată de parenting. Dacă mă urmăriți pe Instagram, știți că am povestit din ea, am citat din ea, am făcut story-uri cu ea la nesfârșit și este iară o carte care stă pe noptierea mea și la care trebuie să revin săptămânal. Este Paul David Tripp, Pentru părinți. Și anume 14 principii biblice care îți pot schimba radical familia. Nu, chiar ne-au schimbat percepția, familia, și vă spun sincer că după felul în care vorbește Paul David Tripp, este singurul mod de parenting care a funcționat la mine și asta pentru că este biblic. Eu sunt foarte convicted despre gentle parenting, trebuie să am un video în care mă pucăiesc de gentle parenting. Și acesta este modul în care dorim să ne creștem copiii, modul în care ei reacționează foarte bine și în care simțim efectiv foarte multă dragoste în familia noastră și simțim că avem o relație bună, dar totuși ei știu că noi suntem cei care învață și cei care îndrumă și nu le suntem egali. Ce să vă citesc de aici, că toată cartea mi-e subliniată. Stați cam așa, pasaje bune. Te-ai gândit vreodată că realizările pe care le ai în vedere pentru copiii tăi te-au împiedicat să vezi adevăratele nevoi ale sufletului lor? Oare nu cumva ai fost prea preocupat de reușitele lor pe plan material, social și educațional și ai pierdut din vedere starea inimii lor? Nu cumva te-ai concentrat prea mult asupra atingerii scopurilor pe care le aveai tu pentru ei, stând astfel în calea planului pe care Dumnezeu îl are pentru viața fiecăruia dintre ei? Te-ai întrebat vreodată dacă nu cumva ceea ce prețuiește Dumnezeu la copiii tăi este diferit de ceea ce aștepți tu de la ei? Oare devine cum ai putut face așa ceva în loc de acest lucru contravine voii lui Dumnezeu pentru viața ta? Când totul devine un atac la persoană, orice relație se distruge. O astfel de atitudine din partea ta îi va face pe copiii tăi să se simtă acuzați de lucruri pe care nu le-au înfăptuit. Să zicem că fiul tău a lăsat o mizerie de nedescris în bucătărie și tu îi spui, după tot ce am făcut pentru tine, aceasta este felul în care lași bucătăria? Acum să analizăm logic această situație. Ceea ce a făcut el este ceva intenționat sau este doar rezultatul lenei și egoismului păcătos pe care îl purtăm cu toții în noi? Chiar crezi că s-a trezit în acea dimineață spunând în sinea lui, la 7:12 dimineața îi voi produce mamei o criză de nervi. Știu cum voi face acest lucru. Voi lăsa în bucătărie o dezordine de zile mari. Exact așa voi face. Cu siguranță că nu a fost așa. Ceea ce a făcut nu a fost intenționat și așa sunt multe dintre lucrurile cu care ai de-a face zilnic în relații cu copiii tăi. A luat totul personal te face să pierzi din vedere felul în care folosește Dumnezeu fiecare moment de acest fel pentru a-l face pe copil să se deschidă în fața ta, iar tu pierzi ocazia acuzându-l de lucruri pe care nu le-a făcut. Da. Și eu credeam că la un moment dat chiar credeam că mi-am doarme ca să îmi facă mie rău. Da, sunt lucruri micuțe, dar adunate să știți că schimbă complet felul nostru de a fi ca părinte. Nu uita, problemele principale nu sunt niciodată mâncarea, prietenii, Facebook-ul, temele, ora de culcare, hainele, regulile casei sau certurile dintre frați. Acestea sunt doar câteva din bătăliile unui război intens care se duce în inima copiilor tăi. Fiecare astfel de luptă este o nouă oportunitate oferită ție de Dumnezeu pentru a ajunge la adevăratele probleme ale copiilor tăi, ca în acest fel să-i conduci spre restaurare, salvare și transformare. Iar Dumnezeu îți va da tot ce ai nevoie pentru a lupta în acest război. Na? V-a schimbat un pic deja ideea despre parenting, pentru că doar câteva, două propoziții v-am citit în această carte și vă zic că toate... Câte pagini are? Toate cele 210 pagini sunt exact la fel, cu întrebări, cu chestii care să te facă să analizezi, să vezi ce fel de comportament ai față de copiii tăi, folosești fiecare tantrum ca o ocazie să ajungi la inima lor, să
să-ți transformi inima aceasta micuță, pentru că asta este astfel de Dumnezeu. Și de când am început să sap efectiv așa cu Mia, vă spun că e un copil transformat și Mia e un copil dificil, dar un copil cu o inimă cum n-am mai auzit pe nimeni. Și este atât de drăgăstoasă și atât de iubitoare și atât de mult îi pasă de cei din jurul său, dar în același timp, dacă o deranjează ceva, reacționează urât, reacționează mânios. Așa că a trebuit să mă duc, să sap adânc, să deslușesc lucrurile pe care le face, de ce le face, să analizez cu ea, să mă smeresc eu, să-mi cer iertare când mai ridicam vocea la ea sau mă supăram pe ea, să-mi cer iertare, să mă duc la ea și să-mi zic, uite, mami, nu o reacționa biblic, hai să vedem cum e frumos să reacționeze mami, hai să vedem cum e frumos să reacționezi tu, ce zice Biblia, ce ne învață Iisus. Așa de mult s-a schimbat și pentru toți părinții, indiferent de ce vârstă are copilul tău, recomand această carte și recomand să o citiți cu smerenie și să mergeți la ei cu smerenie și cu... Să lăsați mândria la o parte, să lăsați orgoliile la o parte, să lăsați ego-ul la o parte și să vă smeriți în fața lor și să vorbiți din inimă cu ei și să luați Biblia ca filtru încă o dată și să vedeți ce frumos se vor schimba toate lucrurile înspre bine. Așa că cartea aceasta cu siguranță mi-a schimbat viața. Și acum încheiem acest video cu ultima carte, care este o carte de suflet. Este vorba despre Anne Voskamp, Deschizătorul de drumuri, cum să găsești calea spre viața la care ai visat dintotdeauna. Așa, carte de suflet, eu nu am citit de foarte mulți ani, vă spun sincer, nici nu știu dacă am citit vreodată, dar... În această carte, Anne îmbine foarte mult tot ceea ce am învățat noi până acum cu experiența ei personală ca într-un dans frumos aplicativ pentru noi, care pe noi ne ajută, deși cumva din experiența ei are un stil atât de frumos de a scrie și atât de personal, încât ne face să ne transpunem în rolul ei din situația respectivă și să ne analizăm cum stăm cu credința, cât de mult ne credințăm în Dumnezeu, cât de mult în forțele proprii, cum putem să creștem, cum ne putem șlefui. Și este ca și cum stau cu ea pe canapea și îmi spune experiențele prin care a trecut. Această carte este o poveste de dragoste, relatată cu vulnerabilitate și cu foarte multă emoție. Și vreau să vă citesc tot așa un pasaj micuț, ca să aveți o idee despre felul în care scrie Anne. Mie mi-a plăcut foarte mult de această carte și simțeam că e timp cu cea mai bună prietena mea, vă zic sincer, când am început să citesc, dar nu puteam să înțeleg conceptele la care se referă ea dacă nu aveam această bază și fundație despre care am vorbit în celelalte cărți. Așa că de asta vi le recomand în această ordine. Uneori trăim într-o predare liniștită, iar alteori trăim într-o predare înfricoșată, însă câteodată trăim în ambele în același timp. Cu toate acestea, bunătatea iubitoare te lasă să-ți abandonezi acea latură care spune că teama sau drama sau stresul este util, când în realitate acestea nu te ajută să dobândești nimic, și te lasă să te abandonezi dragostei care îți permite să vezi că întotdeauna dobândești cel mai mult când ești fericită cu Dumnezeu. Ce vreau? Vreau să fiu nefericită, anxioasă, frământată? Ce mă ajută ele să obțin? Stresul va încerca mereu să te convingă că are un motiv să te urmărească dacă îl lași. Întotdeauna va exista ceva pentru care să te frămânți dacă vrei. Dar realitatea este că Dumnezeu este mereu la lucru și că întotdeauna ai pentru ce să fii recunoscătoare. Și asta te va umple de bucurie dacă vrei. Toate nevoile de pe orice cale se reduc în definitiv la următoarele de-a lungul drumului. Mai multă liniște interioară, mai multă încredere, mai multă recunoștință, mai multă bucurie exuberantă, mai mult shalom, shalom autentic. Astăzi se va întâmpla într-un fel sau altul. De ce n-ai dori să fii fericită în Dumnezeu cel mai mult? Dacă îți dorești shalom cel mai mult, nu vei duce lipsă de nimic. Faceți să mă gândesc la versetul, căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte lucruri vi se vor da. Anne are un stil foarte frumos de a pune lucrurile și de a te face să te gândești la anumite lucruri și să-ți pui anumite întrebări. Și
foarte frumos exemplifică toate aceste lucruri printr-o poveste foarte personală, povestea dintre ea și soțul ei, atunci când au trecut prin procesul dureros de adopție a unei fetițe cu inima ruptă la propriu. Trebuie să aibă operații pe inimă foarte multe fetița și ei au considerat că trebuie să o adopte chiar și așa, pentru că era... Asta l-a spus Dumnezeu. Și este extraordinară povestea și foarte frumos exemplifică cum îi vorbește ei Dumnezeu într-un mod atât de personal printre lucruri, în lucruri atât de micuțe, pentru că vă spuneam că Dumnezeu șoptește, nu țipă. Și noi trebuie să stăm să-L ascultăm. Și Anne ne relatează felul în care ea asta să asculte. Și felul care nu a ascultat de câteva ori și ce a pățit și cum a învățat prin aceste experiențe. Dar eu am vorbit destul în acest video, deși credeți-mă că despre aceste cărți am putea să vorbim ore, săptămâni întregi, pentru că atât de multă învățătură bună este în aceste cărți și ordinea așa cum au venit în viața mea și cum le-am citit este clar de la Dumnezeu, pentru că v-am spus, nu am căutat niciuna dintre aceste cărți să o cumpăr sau să o vreau eu neapărat, pur și simplu mi le-a dus Dumnezeu în cale și chiar m-am simțit foarte ocrotită și iubită prin aceste cărți, pentru că ele chiar au lucrat la inima mea și chiar m-au șlefuit și chiar m-au făcut să cresc. Și vă doresc asta și vouă și de aceea vreau să vă încurajez, dacă aveți niște cărți care vă au schimbat vouă perspectiva sau viața sau felul de gândire sau pur și simplu au lucrat la inima voastră, să le puneți în secțiunea de comentarii, pentru că internetul știți cu toții cât de superficial este și cât de fake este, așa că nu mai avem nevoie de astfel de lucruri, ci avem nevoie de lucruri profunde, lucruri care să ne facă să creștem și să fim tot mai buni. Așa că eu închei acest video pentru că am vorbit ceva timp, nu mai avem nici lumină și sper că v-a fost de folos, sper că l-ați luat ca o încurajare, sper că o să vă placă cărțile astea la fel de mult ca și mie. Eu vă pup, ne vedem data viitoare cu încă un video fain. Ciao și noapte bună!